Fondul Monetar Internațional va acorda Republicii Moldova ultima tranșă în valoare de 20 de milioane de dolari. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu pe pagina sa de Facebook. Acum un an, când era consilier prezidențial, Chicu spunea că Republica Moldova poate să-și asigure singură cheltuielile, iar dacă FMI nu va oferi banii, asta înseamnă că actuala generație nu va lăsa drept moștenire copiilor și nepoților datorii de miliarde. Astăzi, într-un comunicat de presă al FMI, se arată că instituția a decis să ofere ultima tranșă de bani, întrucât autoritățile Republicii Moldova au realizat cu succes programul de 3 ani în pofida peisajului politic complicat. Reformele au reabilitat sistemul bancar și au consolidat guvernanța sectorului financiar, se arată în comunicatul FMI. Acordul semnat cu Fondul Monetar Internațional în 2016 prevedea alocarea până la sfârșitul anului 2019 a unei finanțări de peste 170 de milioane de dolari în 6 tranșe.